Bună tuturor, Catarina. Sunt sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vom discuta despre sexul în trei. Înainte de a începe, dacă consideri că ai nevoie de ajutor în relațiile tale de cuplu, îți las adresa de e-mail în descriere. Așadar, ce este sexul în trei? Este atunci când faci sex nu doar cu un singur partener, ci cu doi parteneri sau două partenere în același timp sau cu un partener și cu o parteneră este întâlnită, după cum v-am zis și în rândul femeilor această fantezie dar și în rândul bărbaților și cred eu e important să stabilim în ce condiții se poate întâmpla această fantezie în primul rând, dacă ești într-o relație și partenerul sau partenera îți propune acest gen de activitate sexuală, de fantezie, în primul rând gândește-te sincer, fi sincer cu tine gândește-te clar dacă tu poți duce acest fel de experiență, pentru că în momentul în care tu îți iubești foarte mult partenerul de cuplu sau partenera de cuplu sau în momentul în care știi că ești o persoană care ține mult la valorile ei, la, nu știu, are o stimă de sine crescută sau scăzută, depinde dacă accept sau nu, și acest gen de relație, de experiență ți-ar face rău, poate ar trebui să e în considerare să nu încerci asta. Chiar dacă partenerul sau partenera își dorește acest lucru și tu vrei să o ajuți sau să l ajuți să și îndeplinească toate fanteziile. Dar dacă, v-am zis, nu intră în ceea ce poți tu duce, ar trebui să zici pas. În momentul în care, știu eu, ești o persoană deschisă și crezi că un astfel de experiment nu ți-ar face rău, nu ți-ar dăuna, nu ți-ar crea frustrări, nu ar ajunge să creeze cu adevărat tragedii în viața ta, da, ok, acceptă dacă consider că este ceva fan care, știu eu, te ajută pe termen lung. De menționat, persoanele ca, cărora le este frică să nu fie înșelate, e posibil să fie înclinate spre a accepta acest gen de experiență. De ce? Pentru că se gândesc ele că e mai bine să fie um, actul împlinit în prezența ta decât uh, ca partenerul sau partenera de cuplu să te înșele fără ca tu să știi. Foarte mulți oameni cărora le este frică să nu fie înșelați, acceptă acest gen de experiențe chiar dacă ei nu își doresc să facă asta. De aceea, din nou zic, gândește-te clar și sincer dacă tu poți duce acest gen de experiență. Pentru că în momentul în care accepti doar de dragul partenerului sau de dragul partenerii și știi că tu nu îți dorești așa ceva, e posibil ca după această experiență sau în timpul experienței să uh, fii traumatizat pentru că pur și simplu îți vezi partenerul sau partenera făcând sex cu altcineva în prezența ta, chiar dacă tu ești acolo, chiar dacă ești implicat în actul respectiv, în momentul în care nu ești genul de persoană care să își împartă partenerul sau partenera și cu alte persoane, cred că o să-ți dea knockout acest gen de experiență. Așa că fi sincer dacă o poți duce sau nu. În momentul în care nu ești în nicio relație, nu ești implicat în relație, dar clar, dacă ai acest gen de fantezie, încearcă, experimentează, vezi cum e, vezi dacă îți place, dacă nu-ți place, adică atât timp cât nu faci rău nimănui și e strict pentru experiența ta, pentru dezvoltarea ta, pentru, știu eu, cam mai târziu, momentul în care ești într-o relație asumată, într-o familie și așa mai departe, să nu îți vină acest gen de curiozități, da, clar, cât e singur, fă, cât te strec prin cap, experimentează, vezi ce-ți place, ce nu, e totul safe, e totul ok, nu-ți faci rău ție, nu faci rău nimănui, așa că go for it. În momentul în care ești într-o relație și totuși ai această fantezie, gândește-te în primul rând dacă această fantezie este prioritară sau relația este prioritară, pentru că dacă relația de cuplu este mai importantă decât fanteziile tale, clar nu te duc către acest gen de fantezie, mai ales dacă știi că ele pot periclita starea și bunăstarea relației tale de cuplu. Așadar, în momentul în care vă doriți acest gen de fantezie, fie experimentați când sunteți singuri, fie discutați cu partenerul sau cu partenera de cuplu și stabiliți clar dacă și ei pot, știu eu, fi deschiși către acest gen de experiență, dar fără a le um, aduce frustrări, traume, dureri, suferințe pe termen lung vis-a-vis -vis de voi și vis-a-vis -vis de relația de cuplu în care se află. Dacă nu le scad stima de sine, dacă nu le zdruncină valorile morale vedeți cum rezolvați situația și dacă se poate realiza sau nu. Dar, v-am zis, dacă e mai importantă familia, relația de cuplu, partenerul sau partenera și ei nu își doresc acest gen de experiențe, gândește-te ce îți dorești tu pe termen lung, ce îți face bine pe termen lung și ce poți accepta și nu poți accepta. Dacă pentru tine e importantă experiența, ești din relație de cuplu. Fii sincer cu partenerul sau partenera, spune-le ceea ce, ceea ce tu îți dorești, spune-le ce vrei să experimentezi, spune-le că știi că nu pot face asta în relație de cuplu și că tu totuși ai nevoie de aceste experiențe. Ești sincer cu tine, ești sincer cu ceilalți și dacă ăsta este drumul tău, dacă asta este dorința ta, gauforit. Cam asta a fost pentru astăzi, Cătălina a fost, sper din suflet să vă fie de folos, până data viitoare, nu uitați să aveți relații sănătoase și împlinite.